Că-ar fi să fiu un prezentator old school și sunt old school pentru că fac asta de 15 ani deja mâine. A trebuit să-l întreb pe Mircea Bravo. Domnule Popa, gătiți? Salut, mă! Salut, salut, Dani! Mircea Bravo ne-a promis ultima oară când a venit aici să-l promovăm pe gratis pentru firmul lui Mirciulică. Ne-a promis că ori de cât termină la București vine să ne deranjeze. Iată, din nou, s-a ținut de cuvânt. Am fost și un weekend, să știi. Ai fost și în weekend? Am fost și în weekend, da. Ești navetist de București deja? N-ar ce navetist, că vin, stau câteva zile și mă întorc. Se cheamă navetist. Navetist? Navetist de lux. Dar cu ce vii la București? Nu, cu avion, nu știu. Cu cerșeală? Cu ce? Ce faci la... Ce fac la București, nu? Da, ce faci? Ce... Pe la firme, umbli la firme. Nu neapărat la firme, noi am lucrat la al doilea film, l-am filmat al doilea film, se numește Nuntă pe bani. Și acum oamenii cei mai tari care să-l monteze, să-l facă, să-i pună muzică și așa, sunt la București. Așa că ai venim. Filmat deja al doilea film? Da. Stai puțin. E cineva din echipa noastră, Florin Ramona sau Răzvan, sau ceilalți, care a fost în film măcar un minut, un minuțel, s-a întâmplat? Bucătăria? Nimeni. No. Nicolae, măcar tu? Nu. Tu chiar erai gratis. Și noi l-am primit și duminică. Nu. Da. Ai de capul meu, ai de acum cap. Acum învăț cum e cu București, acum că nu știam. Păi da, te-am nu, că la Mirciulica ai învățat cum e cu București, acum am crezut că ești deja învățat. Bă, băieți, am un rol pentru voi episodic, da? O intrare, o ieșire, puteam fi orice. Bine, eu, care sunt mai talentat, colegul meu Răzvan te trăgea în jos, el are și un bagaj negativ de fanbase. Da. Nu. Eu, care fac și cascadele singur. Eu pot face aici o promisiune în fața milioane de oameni care ne urmăresc. Nu sunt milioane. Zeci de milioane, care vreau să te invit la următorul meu film să joci. E târziu, nu, o să mă la Bromania, că am okay, am face mai mulți. Despre ce e filmul? Nuntă pe bani? Da, adică, lasă-mă să mă gândesc. Spune. De ce cineva, da, care se însoară sau se mărită din interes? Mai tare, unul care urăște nuntele, ca 99% din oameni din România, care zice nuntele sunt fake și din cauza unor probleme financiare ajunge să facă nuntă pe bani. Ah, ca 98% dintre noi. Și cum, cred că toată lumea se regăsește acolo, fie că urăși nunțele, fie că îți plac nunțele, fie că okay, la mult de nunți, te regăsești în situații care sunt super relatable. Eu, e bine, mașina lui nevastă, dacă n-apuc să o achit toată, cred că fac nuntă. Super. Așa am și zis. Super, numai să te uiți la film să vezi că apar niște cheltuieli în timp ce faci nuntă. Ok. No, bun. Ai fost în sală la Mirciulică vreodată? Adică ai avut curaj să mergi așa incognito, nu... Așa să fii secret client, ai fost? Sau ai avut vreo iscoadă? Nu, am intrat la multe proiecții, surpriză, să zic așa, la final și știu la ce te referi, am avut emoții de Doamne și ferește. Okay. Era frică să aruncă lumea cu banane după tine, cum e și nu, așa mi-a fost noroc, eu am prins numai reacții foarte bune pe unde am fost. Într-adevăr, cam... Deci și fața asta de nu se poate supăra omul pe tine. Plus că eram și cu bunica lângă mine, adică ce hate să mai am eu, știi? Adică eu mi-am luat scutul cum ar veni lângă mine. Am văzut-o pe bunica în niște videouri făcute de fani. Da. Ea e super sincer, adică nu are filtre. Nu are nimic de protejat sau de... Și aici nu vorbesc de când joacă, ci când e ea. Când ea e aceeași persoană, știi? Adică e foarte fain. Am de învățat de la ea sinceritatea asta, care eu sincer nu, încă nu am. Da, ar trebui. Încă mai pe diplomație. Da, dar la București să știi că ar trebui să stai așa. Adică trebuie să fii vincinos la București ca să-ți iasă treaba. Da. Bun, mergem un pic înainte sau înapoi dacă vrei. Eu vreau să-i aplaud și pe oamenii care te ajută să pari atât de funny. Da. Toată lumea știe că tu nu ești. Da. Ai niște colegi foarte tari. Am câteva videouri preferate. Deci ăsta cu mecanicul pretențios l-am trins la toți mecanici cu care am lucrat vreodată. Toți invariabil au zis, n-are cum, mă, nu suntem noi. Asta știi ce înseamnă? Că ei sunt. Căutați-le atât de simplu. Mecanicul pretențios Mircea Bravo, îl găsiți și pe TikTok, pe toate canalele. Bă, atâția ne-am regăsit acolo, mai ales în ultima perioadă, când mecanicii sunt ăștia buni, sunt rari. Bucătăria nouă, când spui bucătărie nouă, dar nu se poate găti în ea, iar ne-a uns pe toți la suflet. Iar niciun prieten nu s-a regăsit, Sanchi, ăștia cu case faine, model american. Deci trebuie să îi aplaud și pe oamenii și toată gașca care bănuiesc că se scrie la treaba asta. Nu te apuci. Deci hai bă să filmăm, vedem ce ne iese. Da, da, suntem o echipă de 8 persoane care stăm acolo. Stăm, clocim un pic și în zile în care mergem mai greu și zile în care apar 2-3 idei, știi? Și dacă faci asta pe termen lung, cumva te înveți, știi? Adică devine o profesie în sine și
Vii cu idei tot mai bune, zicem noi. Da, dar cu toate astea, tu ești omul cu banii? Adică tu ești eu sunt omul care, care atrag aprecierile. Adică okay. Eu au aprecierile, ei muncesc, să zic așa. Dar ei au dreptul să spună că o glumă e slabă sau să nu intre? Adică când se gândesc la o glumă să zică, bă, asta e slabă. Nu, tu te gândești la una, da? Și vine actorul și zice, bă, asta nu o băgăm. S-a întâmplat vreodată? Da, ai văzut că eu sunt easy going, adică poți să-mi zici cam orice, băi, cam cringe, cam slăbuță. Deci accepti? Absolut, dar când umori foarte totul relativ, te gândești că azi ești bun, pe mâine poate ești cringe, se schimbă tot timpul. Nu, bun. În speranța că și cei mai tineri înțeleg că Mircea Bravo n-a dat lovitura din prima lui săptămână pe internet, am discutat asta în celălalt interviu, îmi pare foarte bine de un lucru, un singur om, ceea ce se întâmplă foarte rar, a înțeles pe dos mesajul meu cu micul, finuțul defect de vorbire al lui Mircea. Eu tocmai încercam să dau aripi copiilor care sunt poate săsâiți, râiți. Pentru că nu mai e ca pe vremuri când oamenii ziceau, tu nu s-a ajuns niciodată la radio sau la televizor că ești un pic râit sau peltic. Și doar un singur om mi-a scris ceva de rău la aia și a zis, bă, ce-i cu Mircea al nostru? Nu, Dani, deci noi avem, eu cu Dani am o relație specială și ne-am permis să glumim și lumea de acasă zice, bă, voi vă înțepați. Nu, asta înseamnă prieten. Așa arată o prietenie, doi oameni care nu, se înțeapă între ei. Prietenie este când mă suni și zici, vreau doar tu, nu și Răzvan, să vii până la Cluj la filmările următorului film. Păi vrei să te mintă. Vrei acum. De ce, dacă asta vă împiedică, l-ai întrebat cum a ieșit cu banii la Mirciulică? Pe asta l-aș fi întrebat primul lucru. Bă, ești pe plus, ești pe minus. Ești pe plus, ești pe minus? Fii atent. Ce zici? Avans? Cum? Avans? Nu, sunt cam pe zero. Nu. e plusul. Am crezut că mi-ai dat avans pentru motorul rău. Nu. Nu, deci... Deci suntem bine. Suntem bine, am ieșit pe plus. Nu te înjură rudele, asta e important. Nu mă înjură rudele, sunt pe profit, mă pot merge. Deci am făcut un business care nu a fost pe minus, deci pe profit și... Am făcut și niște bani să începe, pe care am filmat al doilea film. În concluzie și pe final, când să sperăm că iese al doilea film? Deci în octombrie, la început de octombrie, eu o să încep din septembrie să te sun, okay. Să te invit la avantpremieră și o să, nu știu, o să spun așa un banner. Ca un special, un știi, ca la nuntă, fac un prezidiu pentru tine. Asta are un simbol de adevăr, Mircea m-a sunat cu o zi înainte de avantpremieră. Ce-a făcut Dani cu mine, Doamne ferește. Păi pentru că așa sunt ruda aia pe care nu o suporți, dar mai ai două locuri lângă boxă la nuntă și zici, bine mă, vino și tu că poate pui ceva la plic. Mulțumim tare mult. Mulțumesc, Dani. Vă rog să urmăriți pe Mircea Bravo. Nu pentru că el e talentat, ci pentru că are în jur niște oameni foarte talentați și care te fac să râzi corect, bă, despre lucrurile din jurul nostru.